Bineînțeles, dacă vreți să facem și partea a treia, apăsați butonul de like să facem 50.000 de like-uri și fratele vostru revine cu partea a treia. Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog. Fratele vostru vine astăzi cu revanșa, partea a doua, dar înainte să trecem la treabă, nu uitați primul link din descriere, acolo aveți tricourile marca IBM Family, 20 de modele, super, super mișto. Aveți primul link acolo, intrați pe site, uitați-vă și dacă vă place ceva, bineînțeles, cumpărați. Vreau să-mi iau revanșa în fața lui Danu, după cum știți, am pierdut la partea cu PPNL, dar astăzi, la sugestia voastră, am venit cu o idee luată din comentarii și am zis să fac partea a doua, Danule, cu ouă de struț. Fii atent ce avem aici. Uitați-vă la fratele vostru ce a cumpărat aici. Ouă de struț, deci uitați-vă cât este un ou normal de găină și uitați-vă la ăsta de struț. Deci mi se pare gigantic mie. E pentru prima dată când pun mâna pe un ou de struț și mi s-a părut așa la prima vedere, zic wow. Zici că e din plastic, zici că nu se poate așa ceva. Și uite-te la asta cât de mic e. Bine, acum în comparație ar fi și normal între o găină și un struț. Vom face exact ca la prima parte, avem 10 minute la dispoziție ca tu să împachetezi oul în ce vrei tu. Nu mă interesează cum faci, ce pui pe el. Tu știi ce faci, tu știi ce scut îi faci. După 10 minute punem stop și mergem înapoi la podul nostru și de acolo le dăm drumul să vedem care câștigă. Care nu se sparge, bineînțeles, acela câștigă. Momentan e 1-0, dacă da. Fac 2-0 sau 1 egal azi. Da, da, vedem, vedem. Așa că ce să zic, mergem afară, dăm drumul la cronometru, 10 minute și după 10 minute vedem cum arată ouul fiecăruia. 1, 2, 3 și... Eu aleg ouul, da? Deci fratele vostru o să-l ia pe... Ah, vreau să zic că n-ai voie să bați în el, dar hai, că oricum nu știi că n-am mai avut. Îl iau pe ăsta, mai alb. Din momentul ăsta avem 10 minute la dispoziție, este 14.20. Okay. La 14.30, la 2 jumătate, s-a încheiat. Am văzut că ți-ai luat ceva să mănânci și ți-l sacrific, nu mă interesează. Hai, nu mă interesează, eu timp pentru ce mă țin el pe mine pe loc. Hai, stai așa că nu știu. Pa! Asta stă aici. Bă, dar nu pepene, dă-mi omul, frate. Da, sigur, hai că nu te interesează. Acum te interesează? Și mai trebuie ceva. Gata. Fiți atenți ce idee mi-a venit. Bun. Și acum, stai să vedem dacă nu stă mie capacul aici. Gata? Mai mult, frate. Băi, e sigur că e gata la tine? Da, frate. Pe o teorie de-a mea. Care oricum nu e bună, dar... Mamă, idei. Ce mai faci, mă? Câte mai am, câte mai am? 2 minute. Ce faci, mă? Fai, lupte, cât capăt am lăsat să fac, mă.
Gata, stop. Am terminat. Tot ai bazat tot pe tehnica pe care ai făcut-o data trecută cu pepenele. A crezut că dacă mergi odată cu pepenele, nu, mergi și a doua oară. Deci eu am făcut aici în felul următor. Deci l-am pus în două pungi. După aia am pus... N-am fost atent la ce a făcut. Deci l-am pus în două pungi, după aia am pus scârțitoarea asta. Așa. În caz de cade să atenueze șocul. Și am pus asta ca o parașută, umbrela asta, m-am gândit eu. Că poate... De acolo până aici... Până jos mai atenuează, știi, din cădere, din viteză. Și ce zic? Bă, bun, acum de-aia. Nu știu dacă mergi sau nu, dar am zis să încerc. Ideea sine e bună așa, dar vedem. Vedem care e treaba. Păi, Danule, cam asta e treaba. Mergem la pod și le lansăm să vedem care câștigă. La fel ca la clipul trecut. Ouul care rămâne cel mai întreg. Aici este vorba de coaja oului. Da. Care rămâne cea mai mare bucată de coajă de ou. Ăla, da, ăla câștigă. Ouul cel mai întreg. Gata? Da, hai să mergem. Facem challenge, facem cu stil, frate. Am chemat elicopterul să mi-l lanseze. Dai seama, tu din elicopter îi dai drumul, nu? 9000 de metri. Imediat ajungem acum. Danu va fi primul, eu voi fi al doilea, că el a câștigat prima dată challenge-ul, așa că el aruncă de data asta primul. Ești pregătit? Ready. Dau și eu drumul la filmare. Ok? Mi-am dat drumul. Bun, hai să-l vedem pe Danu. Sper să se facă varză. Pepenul e pregătit pe balustradă. 3, 2, 1. Și am emoții, băieți. Și praf s-a făcut. Oh my god. Danule, ouul tău este făcut praf, praf s-a făcut. Deci absolut nimic n-a rămas din ou. Nimic. Dar uitați-vă ce coajă groasă are. Vedeți cât de groasă este? Îl lăsăm așa, nu-l atingem ca să-l vadă și Danu. Vine imediat acum. Asta este opera ta. Absolut nimic nu mai găsești din ea. S-a făcut praf. Ai mers prost pe aceeași metodă cu pepele. Crezi că dacă ți-a mers odată îți merge mereu? Hai, ce părere ai? Ai văzut cât de gros e? Uite, bă, ce groasă e coaja. Am arătat și eu la oameni, e destul de groasă coaja. Băi, nu cred, băi, bătă. Zici că e din plastic, vezi? Dacă nu avea albușul cu gălbenușul, nu ne credea nimeni. Zicea că e din plastic, știi? La cât de gros este. Danule, îmi pare rău, dar nu știu ce să zic. Doar să se facă și al meu la fel, ca să fie remiză cum ar veni. Hai, ia camera și am plecat. Hai, să vedem, faci, dezamăgit sunt. Îl lansăm? Da. Hai. Nu pun mâna, nu-i fac nimic până când nu vine el să vadă cu ochii lui ce s-a întâmplat. El o să deschide minunea. Hai, dar ce... m-a spart. Ce bucuros e, nu cred. Ce șmecher s-a dus! Eu zic că nu s-a întâmplat absolut nimic! Sper să fii spart înăuntru, să fii perfect. Mamă, ce emoții am! S-a văzut frumos cum se ducea așa? Genial! Mamă, ia să vedem! Sau? Ha? Este? Nu știu, nu cred. No, n-a pățit nimic. Danule! Nu cred. Băi, n-are nimic, nu cred. Absolut nimic. Și ce aia nimic, uite-l. Uite-l.
Mă întorc victorios cu partea a doua, cu oul întreg, fratele vostru, forță! Dacă vreți și partea a treia, 50.000 de like-uri și revenim cu partea a treia, aruncăm alt obiect. Am avut cu pepene, acum cu ou destruți și lăsați în comentarii partea a treia cu ce să facem. Nu mai pot, nu uitați că primul link din descriere acolo aveți site-ul de la Mărciu, IBM Family, 20 de modele super, super șmechere dacă vreți să vă cumpărați. Urmăriți-mă pe Instagram, dați-mi acolo un follow. Nu uitați că aveți și canalul lui Dan în descriere, vă abonați la el, îi dați un like acolo în forță. Îl văd pe Dan în spatele camerei, nu mai are niciun chef. Puneți clipul pe Instagram la story, dați-mi tag să vă repostez la mine pe story. Cu voi astăzi a fost Bogdan, Dan în spatele camerei și oul meu impecabil. Vă salut, pa!